Ursul păcălit de vulpe este una din poveștile lui Ion Creangă, cea despre răzbunarea unui urs care a fost păcălit de o vulpe vicleană, rămânând fără coadă în timp ce prindea pește. Era odată o vulpe vicleană ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană și nu găsise nicăieri. Făcându-se ziua albă, vulpea iese la marginea drumului și se culcă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă ca să poată găsi ceva de mâncare. Ce a făcut vulpea și dacă a dobândit de alegurii pe cale cinstită sau prin șiretcuri? Vă invităm să urmăriți această poveste teatralizată. Una din viitoarele actrițe cu o mare perspectivă este Taisia Doagă, cea care a dat glas eroilor și fiind ajutată de prietena ei, Cornelia Gămarță. Vizionare plăcută! Salutare, prieteni! Mă numesc Doagă Taisia și astăzi am să vă prezint povestea Ursul păcălit de vulpe. Vizionare plăcută! Într-o zi, o vulpe a ieșit să caute de mâncare la un iaz. Dragii mei prieteni, eu am plecat la iaz și stă deja de o noapte întreagă. Chiar și dacă ea stătea acolo de câteva minute și nu am prins deloc pește, Ajutați-mă, vă rog. Uf, voi nu vreți să mă ajutați, mă duc acasă. Dar mie miroase a pește. Și exact pe atunci, pe lângă ea, a trecut un carcuboi. Acel carcuboi era plin cu pește. Vulpea s-a gândit la o idee. Să se prefacă moartă ca să îl ieie, să o ieie țăranul în aer, în aluit căruță. Bine. Vai, dar ce-a pățit vulpea asta săracă? E, lasă că o iau cu mine și-i fac căciulă bună soției. Și așa vulpea a luat-o. Ea a lăsat câtva pește în urmă și s-a dus să-l adune. Bine, acum eu mă duc și mi-adun pieșii. Deșteaptă sunt! Salut! Salut, cu mătră! Și mai fără! Dar de unde ai tu atâta pește? Ia că eu am fost bună! Și bravo! Și am prins pieștele. Dar cum tu puteai să-l prindă așa de mult încă? Păi ia că fi dat cât? Eu am stat la iaz cu coada în apă. Uite așa. Și eu acolo am stat o noapte întreagă. Nemișcată. Și așa, când pieștele au crezut, eu aș de mâncare. Și el așa m-a luat. Și uite așa eu am prins pieștile astea.
Hai cu mătru, dă-i te rog și ne ia niște pești. Nu, nu stau! Dacă vrei pește, tu își pui coada în apă și atunci să-ți prinzi peștele. Și să duce ursul supărat. Nea, 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 eu sunt așa de disteată. Bun, și o să-ți vor pe șeia să-mi bag coada în apă, da? Și din mișcat. O șezut ursul nemișcat o noapte întreagă, dar noaptea aia a fost foarte frig. Și i-a înghețat coada în lac. De ce nu pot scoate eu coada? Coada mea frumoasă! Coada mea frumoasă! Coada mea frumoasă! Dacă dau de voi pe aceea, o las fără coadă! Cum i-a făcut în ea? Mă duc la dânsa. Eu, păcălit așa bine ursul gela. Cum? Tu mă păcăli pe mine? Nu, eu glumim, cumătri, cumătri. Dar unde Dumnezeu ți-i coada? Unde ți-i coada, te-am întrebat? Ia ca din cauza ta, i-a rămas fără coadă. Cum așa din cauza mea? Ia ca am făcut și mie tu. M-am dus la el, i-am băgat coada în apă și a stătut nimișcat. Și mi-a înghețat coada în apă. Tu nu ai știut, tu trebuie să faci o coadă, o gaură acolo. Tu nu mi-ai zis mie așa ceva. Dacă te prind, te las fără coadă. Și până la urmă, vulpea fără coadă a rămas. Dragii mei, voi să învățați aminte, minciuni niciodată să nu spuneți, ca să știți să nu pățiți ca vulpea care l-a păcălit pe os, dar până la urmă a ajuns să sufere chiar ea. La revedere tuturor!